veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. Continuăm lecțiile noastre din tematica Principii Sfinte, oprindu-ne în dreptul expresiei biblice nou-testamentale, binecuvântați și nu blestemați. Privind în întreaga Scriptură, observăm că binecuvântarea și blestemul sunt două sisteme care funcționează potrivit legii cauză și efect și totodată înțelegem că ele au apărut imediat după ce omul a păcătuit, adică a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului. De atunci încoace, fiecare dintre noi, prin exprimarea verbală sau chiar doar în gândurile noastre, putem să gândim ceva bun în dreptul cuiva sau ceva rău. Apostolul Iacov scria în epistola sa, în capitolul 3, versetul 9 și 10, următoarele, vorbind despre limbă. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Deci omul păcătos are posibilitatea să binecuvinteze, să blesteme. Dar nu trebuie să fie așa. Haideți să studiem împreună cum trebuie să fie. Ambele sisteme sunt funcționabile. Dumnezeu, pe de altă parte, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 30, îl pune pe om în fața acestor realități. Căci nu doar că avem dreptul să binecuvântăm sau să blestemăm, noi vom avea parte de binecuvântare sau de blestem. Versetele 19 și 20. Iată cât de solemnă este precizarea de aici. Eu azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea să locuiești în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Într-o primă parte a studiului nostru vom vorbi despre binecuvântare și blestem, iar într-o a doua parte vom accentua ceea ce de fapt vrem să învățăm, binecuvântare și nu blestem. Privind la binecuvântare, primul care o pronunță este Dumnezeu. Noi avem de a face cu un Dumnezeu care binecuvintează. Trebuie să privim în cartea Genesa, încă din capitolul 1, versetele 22 și 28. Cuvinte adresate de Dumnezeu creației. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Și binecuvântarea aceasta o poate constata și astăzi orice om. 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis oamenilor: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. E de pe aceeași pagină, capitolul 2, versetul 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Deci, orice lucrare bună s-a ales cu o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Adică, El s-a exprimat favorabil în favoarea acelei lucrări, a existenței ei, a continuității ei. Mai târziu, privind în Sfânta Carte, proposim pentru un verset, în Iov, capitolul 1, versetul 10, și aici cuvintele aparțin diavolului. Este o recunoaștere a lui în fața lui Dumnezeu, declarându-l pe Dumnezeu ca cel care binecuvintează, iar pe om ca unul care beneficiază de binecuvântare. Este o realitate care
privind la acest sistem, un Dumnezeu care a creat și un diavol care vrea să distrugă creația, iată ce face binecuvântarea. Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Și ca să nu creadă cineva că Dumnezeu binecuvintează doar preferențiat și foarte izolat, citește din Psalmul 128 o făgăduință valabilă pentru toate familiile credincioșilor, de la versetele 4 la 6. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Și ne mai deplasăm în Matei capitolul 5, pentru că vreau să vă arăt că tot pământul încă beneficiază de o formă oarecare de binecuvântare a lui Dumnezeu. Dacă el și-ar retrage mâna și-ar rămânea blestem 100%, n-ar mai rămânea nimic cu viață, n-ar mai rămânea niciun bine. Capitolul 5, versetele 44 și 45. Domnul Iisus a zis: iubiți prevășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri, căci îl face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deci, pe credincioși îi are în atenție, în favoarea sa, dar încă are milă față de toți oamenii. Când ne gândim la binecuvântările cu care ne-a întâmpinat Dumnezeu, ele cer un răspuns din partea noastră. Este normal, este corect ca și noi să binecuvântăm pe Dumnezeu. 1 Cronici, capitolul 29, cuvintele unui om după inima lui Dumnezeu, binecuvântarea lui adresată Domnului. Iată și contextul, de la versetul 10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul Părintelui nostru Israel. Rețineți o mică paranteză. În rugăciunile noastre, cuvintele de binecuvântare la adresa Domnului ar trebui să se înmulțească. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Amin. Iar în Psalmul 103, același David, ceea ce El a făcut, ne provoacă și pe noi. Versetele 1 și 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Deci, să-L slăvești pentru dumnezeirea Sa și totodată să-L binecuvintezi pentru tot ce ți-a făcut ție, casei tale și lor dragi, tuturor. Totodată binecuvântarea este un mod de raportare între oameni. Vedeți, oamenii se salută, își urează. Cea mai frumoasă comunicare este binecuvântarea. Mă întorc la cartea Genesa și citesc din capitolul 14 și vom vedea în două situații, momente din perioada lui Avram, versetele 19 și 20. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Totodată a zis: binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Iată de ce n-ar trebui să ratăm nicio ocazie când am putea să spunem fraților noștri: Dumnezeu să te binecuvinteze. Uneori suntem seci în saluturi, când am putea să fim mai cu viață, când am putea să dăm celuilalt un pachet de binecuvântare. Tot Genesa, capitolul 24, versetul 31. Aici sunt cuvintele lui Laban către robul lui Avram. Și a zis: vino, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. O binecuvântare verbală
și reală. În acea casă se practica binecuvântarea. Versetul 60. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: O, sora noastră, să ajungi mama a mii de 10.000 și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. În asemenea momente speciale, ocazionale, rostiți binecuvântări. Lăsați mintea dumneavoastră să vă fie umplută de Duhul lui Dumnezeu și să fiți călăuziți, pentru ca în binecuvântările oferite să fim ca și Iacov când s-a adresat copiilor săi. Unuia i-a dorit ceva, altuia i-a dorit altceva și cele spuse s-au adeverit în timp. Pentru că nu degeaba Scriptura ne spune să binecuvântăm și să nu blestemăm. Cuvintele acestea au efect. Au efect pentru că ele reprezintă ceea ce este în noi și noi acționăm potrivit cu ceea ce este în noi. Au efect pentru că vor determina relația dintre mine și cel căruia mă adresez. Au efect pentru că în cuvânt este o putere și cuvintele se încadrează în sistemul lumii acesteia, în plan spiritual. Noi când rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze pe cineva, nu facem cu gura goală. Dacă spunem cu inima sinceră, Dumnezeu chiar este atent și va socoti. Uite, copilul meu, Ion, m-a rugat să binecuvintez pe copilul meu, Nicolae. Hai să văd cu ce pot să-l binecuvintez. El m-a rugat să-l binecuvintez. Că și dacă între oameni ne-am adresat și am spune cuiva, auzi, pune o vorbă bună pentru cineva, fă-i un bine, te rog. Probabil Dumnezeu s-ar consulta cu îngerii săi, cum a făcut Elisei cu Ghehazi. Ce putem să-i facem acestei femei? Hai! Și-au binecuvântat-o cu cuvintele. La anul, pe vremea aceasta, vei avea un copil. Exact de asta avea nevoie, că erau bogați și nu-l aveau. În schimb, și dacă cineva își permite să blesteme, va fi și diavolul foarte prompt. Și la lucru, dacă îi dai de lucru, dacă Dumnezeu îi va permite să facă vreo năzbâtie, puțin spus, s-ar putea să se întâmple, să-ți pară rău în urmă. Dar după binecuvântare rostită și împlinită, nimănuia nu-i va părea rău niciodată. Sub ispita aceasta de a rosti o binecuvântare pentru ceilalți sau de a te abține să rostești un blestem, ne deplasăm în cartea Numeri pentru a citi din capitolul 22 frământarea lui Balaam și primele lui luări de poziție la provocările insistente adresate de Balac. 22, versetul 6. Vino, te rog, să-mi blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară. Că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. 23, 8. Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Și versetul 20. Iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce, zicea Balaam despre Israel. Vor fi provocări să blestemăm, dar mai mult decât sfatul, porunca pentru noi este să binecuvântăm. Amin. Să privim puțin asupra blestemului. În Scriptură apar blesteme rostite ca pedeapsă. Sunt oameni blestemați datorită stărilor de păcat. În Maleahii, capitolul 2, Dumnezeu prin profet se adresa preoților și le-a zis: știți că binecuvântarea are de-a face cu ascultarea, blestemul cu neascultare. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Deci, Dumnezeu nu poate să fie coparticipant la binecuvântările ale unor oameni dacă ei nu sunt curați și nu pot să fie transmițători de binecuvântare. Și în Noul Testament, oamenii abătuți de la credință sunt socotiți blestemați. Citesc din 2 Petru, capitolul 2, versetul 14. Acest aspect apare ca o concluzie aici. După ce în verset sunt enumerate stările care îi califică în sens negativ, le scapă ochii la prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele statornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Trebuie să o spunem că Dumnezeu, care a pus în fața omului binecuvântarea și blestemul, El însuși a blestemat anumite stări vinovate, pentru că ele nu pot să-și primească binecuvântarea sa. Și n-aș vrea ca cineva să-L considere pe Dumnezeu nervos când a blestemat, ca și cum L-am comparat cu noi. Dumnezeu nu poate să fie de acord cu răul.
De aceea el se pronunță deschis împotriva răului, îl condamnă, îl anulează. În Genesa capitolul 3, imediat cum a apărut păcatul, Dumnezeu a blestemat șarpele, a blestemat pământul, iar când Cain a ajuns să-și ucidă fratele său, fiind dominat de diavolul, a ajuns omul să fie blestemat de Dumnezeu. Citesc 3:14. Domnul Dumnezeu a zis șarpele, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești. Apoi versetul 17. Blestemat este acum pământul din pricina ta, i-a zis el lui Adam. Imediat cum a fost blestemat, au început să iasă spinii, pălămida. 4:11. Acum blestemat ești tu. Și n-am avut ca în pace, n-am avut un loc normal între oameni. Pentru că el s-a pus în starea aceasta lipsită de orice privilegiu, prin neascultarea lui. În aceeași atitudine vreau să înțelege și pe oamenii lui Dumnezeu care au rostit blesteme pe parcursul Vechiului Testament în mod special. Văzând manifestarea răului, l-au condamnat și au pronunțat sentințe care au venit de fapt de la Dumnezeu, pentru că s-au adeverit atunci, s-au potrivit cu termenul de execuție specificat. Cartea Iosua, capitolul 6, versetul 26. Aici avem blestemul lui Iosua rostit asupra Ierihonului. Atunci a jurat Iosua și i-a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Ierihonului. A pronunțat în mod explicit forma blestemului. Cu prețul întâiului născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu îi va așeza porțile. Și dacă citim în cartea 1 Împărați, capitolul 16, versetul 34, vom vedea că acest blestem s-a împlinit peste sute de ani, întocmai. N-a trecut vreun termen de prescriere. Pe vremea lui Ahab, el din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâi lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Deci, blestemul rostit de Iosua a fost un blestem dat de Dumnezeu prin gura lui. Un alt caz, și acum îi rog pe copii să fie atenți, 2 Împărați 2:24, asta pentru că se referă la copii, citim și 23 pentru o înțelegere completă. Elisei de acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Iată ce efect imediat și categoric al blestemului. De aceea, temeți-vă copii, nu supărați părinții, nu supărați oamenii în vârstă, ca nu cumva cineva să pronunțe vreo astfel de hotărâre care să fie vizată de Dumnezeu și să vi se întâmple vreo nenorocire când ar putea să nu vi se întâmple. Și Numer capitolul 5. Sintetizez. Aici este situația de familie când un soț învinuia pe soția lui că nu i-a fost credincioasă. Dacă nu existau alte probe, dacă ar fi fost, iar fi fost ucisă cu pietre, scrie de la versetul 21. Și preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică, Domnul să te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ți se usuce coapsa și să se umfle pântecele. Și apele acestea aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ți se umple pântecele și să se usuce coapsa. Și femeia să zică, amin, amin. Și dacă era vinovată, spune Scriptura în continuare că se întâmpla exact așa. Sunt oameni care, pentru a-și scuza vinovăția sau pentru a-și face ei lucrurile lor cum vor, sunt în stare să juri și să blesteme. Aviz, nu-i cazul credincioșilor, vorbesc în dreptul celorlalți, s-ar putea să se întâmple. Și legat de aceasta, vreau să citesc din Proverbe, capitolul 26, versetul 2, ca nu cumva cineva să aibă vreo teamă, că dacă se va grăbi cineva din gelozie, din neîncredere, din necunoaștere și va pronunța vreun blestem, ce se întâmplă? Ba, sunt oameni specializați în blesteme, magie, în diferite descântece. Cum sare vrabia încoace și încolo
și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeia. Deci, blestemul poate să-și atingă ținta dacă există vreun temei, dacă există o vinovăție, pentru că Dumnezeu este inițiatorul vreunui blestem care, de fapt, este o pedeapsă. El poate să-l pronunțe direct sau poate prin oameni. Dar dacă cineva blestemă doar din răzbunare umană, și astea sunt multe printre oameni, astea nu înseamnă că trebuie să se teamă credincioși. Oamenii au ajuns până acolo în a blestema pe părinții lor. Este una din cele mai grave stări. Citesc tot din Proverbe, capitolul 30, versetul 11. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Observați cum sună versetul. Tata este ca și autoritatea primară. Iar și pe el îl blestemă. Mama este aspectul cel mai intim. Și dacă nici pe ea nu o binecuvintează, iată în ce stare demonică pot să ajungă oamenii. Nu degeaba scria Pavel Roman 3:4. Oamenii sunt plini de blesteme. Dar vreau să vă sesizez că diavolul vrea să ducă oamenii pe cel mai înalt pisc al răzvrătirii lor și să ajungă să blesteme pe Dumnezeu. Aici este scopul lui suprem. Se vede foarte bine în cazul lui Iov, capitolul 1, versetul 11. Știți, oamenii blestemă pe cineva când îl consideră vinovat. Pentru că asta e scopul diavolului. Să spună creaturilor că Dumnezeu n-a creat un sistem bun și ca atare trebuie să ne ridicăm împotriva lui în cel mai categoric mod. Dar ia întindeți mâna și atingeți tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. După ce și-a întins mâna, scrie în versetul 21, cuvintele lui Iov, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie în numele Domnului. Diavolul a pierdut. El a crezut că câștigă un blestem. Și a făcut să se mai aleagă Dumnezeu cu o binecuvântare. Dar nici Dumnezeu n-a rămas dator după aceea. I-a dat-o înapoi, binecuvântarea, la Iov. Diavolul a încercat din nou, 2:5. Atinge-te de oasele lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Observați? Nu-n dos. Încercați să provoace pe soția lui, versetul 9. Tu rămâi clintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu. Vorbești ca o femeie nebună. Dumnezeu merită să fie binecuvântat și să rămână în vecii vecilor. Este prezentat, fără să citim, vă amintesc doar în cartea Levitic, capitolul 24, de la 10 la 16, un caz când doi oameni, la o ceartă, unul nepocăit, a ajuns să blesteme pe Dumnezeu. A fost închis, Dumnezeu a pronunțat sentință și este incriminată prin porunca a treia, cine ia în deșert numele Domnului, să fie pedepsit cu moarte. De aceea trebuie să facem distinția aceasta clar între blestemele care vin de la Dumnezeu și ele urmăresc pe păcătos, și blestemele care vin de la diavolul, blesteme care sunt o stare avansată de păcate, o formă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a credincioșilor și a tuturor oamenilor, că de fapt satana n-are niciun prieten. Trecem la partea a doua. Binecuvântare și nu blestem. Deschidem Scriptura la Judecător, capitolul 17. Un caz dintr-o familie. Versetele 1 și 2. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica, nume frumos. El a zis mamei sale, cei 1100 de sicle de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Știți, oamenii, să se fure 1000 de euro astăzi, omul ispitit să blesteme. Lui a fost teamă, a scos banii și mama sa a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Nu așa? Aici este și blestem și binecuvântare. Când îți ia-l blestem, când ți dă-l binecuvintezi. Probabil și-a dat seama că dacă s-ar întâmpla blestem asupra copilului ei, se pare, nu știu, că dacă mai avea altul, a încercat să o tocmească repede. Dar, bă, ce dai în cap la cineva și a murit, dacă mai sufli, nu suntem ca Dumnezeu să prindă iară duh de viață. De aceea nu ne putem permite. Dar mai este o stare. Tot duplicitar. Psalmul 62. Atenție și aici, versetul 4. Atitudinea de blestem la nivelul gândirii. Ei pun la cale să-l doboare de înălțimea lui. Le place minciuna. Sunt a diavolului, evident. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă.
Așa ca și Ioab. E sănătos, frate. Fără boală, i-a luat viața. Doamne, păzește-ne de o asemenea stare. Să fii în stare să saluți pe cineva și în același timp să-i gândești rău. De ce trebuie să binecuvântăm și să nu blestemăm? În primul rând, pentru că noi am avut parte de harul binecuvântării. V-am spus că de când Domnul a păcătuit, asupra noastră planează binecuvântarea și blestemul. Și totuși, noi am avut parte de binecuvântare. În Vechiul Testament, binecuvântarea era determinată doar de ascultarea poruncilor. Puteți citi în cartea Levitic, Deuteronom 28, cum Dumnezeu le-a spus, iată binecuvântările de care vei avea parte, dacă. Dar în Noul Testament e un har mai mare. Dumnezeu i-a promis lui Avram, în sămânța ta voi binecuvânta toate neamurile pământului. Și citim din Noul Testament, Galateni capitolul 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Deci pentru noi, blestemul s-a suspendat. De aceea, nici nu mai avem dreptul să blestemăm. Dacă am avut parte de binecuvântare, să ne bucurăm de epoca aceasta a noului legământ pe care am prins-o. Poate se gândește cineva și vom face precizarea. Dar blestemul, dacă unii sunt răi, Dumnezeu nu-i mai blestemă? Ba da, blestemul funcționează din oficiu. Dar câtă vreme ține harul, blestemul poate fi înlocuit. Cred că se întâmplă doar ce scrie Solomon în Eclesiastul 7, dacă cineva peste măsură de rău sau pentru situații de moment este pedepsit, dar în rest se amână blestemul. Și vreau să vă arăt un caz concret de suspendare a blestemului. Deuteronom, capitolul 23, de la versetul 1. Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului, cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al 10-lea an al lui să nu intre în adunarea Domnului. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al 10-lea neam, pe vecie. Oamenii aceștia erau tăiați de pe lista binecuvântării. Acum deschideți la Isaia 56 să vedeți că intenția lor de blestem, Dumnezeu este dispus să o ierte și este pregătit să-i întâmpine cu binecuvântare pe toate categoriile precizate acolo. Vedeți de la versetul 3, străinul care se alipește de Domnul, să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, nu îmi dă voie să intru în adunarea Domnului nici peste 10 neamuri. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat și nu mă lasă în casa Domnului. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului pentru ca să fie slujitorii lui. Și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfelor vor fi primite pe altarul meu și casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Iată cum harul binecuvântării pe care și-l dorea David și credincioșii evrei care au cunoscut pe Dumnezeu și care se oferea la casa lui Dumnezeu s-a extins peste toți. Vremea harului este și a evreilor și a neamurilor. Porția de binecuvântare pentru toți. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale. Pentru că nu există binecuvântare decât la casa lui Dumnezeu. Este sursa binecuvântării. Și odată ce au fost primiți toți în casa lui Dumnezeu, în casa Domnului nu este blestem. Zicea înțeleptul în Proverbe 3:33, blestemul este în casa celor răi, în casa Domnului este binecuvântare. Acum, suntem noi oamenii binecuvântării? Profetul Ieremia scria în cartea sa, capitolul 17, versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. În versetul 5, care nu trebuie să împlinească. Blestemat să fie omul care se încrede în om și care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Noi trebuie să rostim binecuvântarea și să trăim în binecuvântare. Aici și în veșnicie. De aceea vă citesc acum cuvântul de la care am pornit, Roman capitolul 12,
versetul 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Pot să strige astăzi după noi, suiete pleșuvule. Nu mai facem cum a făcut Elisei. Binecuvântați și nu blestemați. Și vă citesc din Numeri capitolul 6. Binecuvântarea aceea pe care noi o rostim noilor născuți. Dar binecuvântarea care le-o dăm când se nasc, n-ar trebui să le-o dăm toată viața? Noi condamnăm pe cei din alte biserici care îi leapă de satana și pe când face ceva năzbât, iar îl dă la satana. Ori dacă așa-i binecuvântăm din capăt, așa să rămână binecuvântați până în capăt. Numeri capitolul 6, de la versetul 22. Domnul a vorbit Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune. Normal, această binecuvântare e pentru toți oameni, nu pentru copiii mici. Noi o folosim că e definită de Dumnezeu și e completă, e frumoasă. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și când frații noștri au nevoie sau când sunt pe drumuri, rostiți-le din toată inima rugăciune în dreptul lor versetul acesta. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să îndure de tine. Ziceți versetul acesta în dreptul celor care nu înțeleg calea Domnului, în dreptul copiilor dumneavoastră care încă nu-L cunosc pe Domnul. Rostiți versetul acesta repetat. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Să doriți favoarea aceasta sfântă pentru toți oameni. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Deci, adresând cerurile acestea rugăciune, Dumnezeu se angajează să procedeze ca atare. Și dacă oamenii respectivi vin la casa Domnului și intră sub binecuvântarea Domnului în epoca binecuvântării, vor avea parte de ele. Dăruiți-le! Noi putem să fim mai bogați în binecuvântare sau mai săraci. Noi ne îmbogățim sau noi rămânem săraci. E la noi procentul. Iată exemplu a doi oameni binecuvântați din cartea Genesa. Despre Avram v-am citit înainte că a fost binecuvântat. Și acum se vedeți că binecuvântarea s-a adeverit. 24:1. Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Mare lucru, mare de tot. Îl binecuvântase și cu copil, era în perspectivă imediată să-l binecuvânteze cu onoră, binecuvântat în toate. Și 39:5, amintesc și cazul lui Iosif, pentru că nu toți suntem în situații totalmente favorabile și poate ne îndoim de binecuvântare. Sunt eu un binecuvântat al Domnului? Iosif era rob. Dar scrie aici că de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Un om binecuvântat va fi binecuvântat peste tot pe unde va merge. Asta e doar porția de binecuvântare pentru pământ. O dorim pentru noi și pentru toți cei de lângă noi. Ne bucurăm că suntem binecuvântați și dorim la alții binecuvântare. Dar perspectiva cea mare a binecuvântării este veșnicia. Citesc cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 25, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și binecuvântare, o împărăție incomensurabilă, inimaginabilă. Ce vom primi ca o binecuvântare. Poate ne bucurăm uneori de ceva puțin și e normal să te bucuri. Dar imensitatea acestei binecuvântări o percepem. Ori dacă avem parte de o așa binecuvântare, nu cred că vreun om care se bucură de atâta har mai este justificat să gândească vreun rău cât de mic în dreptul altuia. Și vă citesc în această privință și fie ca o prima din cele două concluzii, 1 Petru capitolul 3, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău. Asta e o treaptă, una mai înaltă acum. Nici o cară pentru o cară, una mai înaltă. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Așa că putem să spunem, Doamne, Tu ne-ai dat nouă pământul și cerul. Dă-le și lor, Doamne, măcar pământul, căci în cer nu pot să ajungă cei care sunt încă sub incidența blestemului. Că scrie în cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 3, că acolo în cetatea de sus nu va mai fi nimic vrednic de blestem.
numai binecuvântare. Dar ca să nu mai rămână nimeni sub efectul blestemului și să aibă toți parte în mod real de binecuvântare, nu doar așa că le rostim noi. Evrei, capitolul 6, versetele 7 și 8. Și vom vedea că noi ne vom alege cu binecuvântarea sau cu blestemul în urma răspunsului nostru de o viață la harurile lui Dumnezeu. Când un pământ, pământul acesta sunt eu și dumitale, chiar dacă aici e o comparație, dar de oameni se vorbește mai sus, este adepat de ploaia care cade adesea pe el. Ploaia e o binecuvântare. Și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Rodirea, așa cum zice în roman, aveți rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Și acum partea cealaltă, tristă, nefericită, dar dacă aduce spini și mărăcini, astea țin de blestem, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Dumnezeu să fie binecuvântat. Binecuvântarea Lui să fie din plenitudine peste noi. Noi de acum să binecuvântăm și să nu mai blestemăm. Nici măcar în gând. O pasăre a cerului poate duce pe unde informația, zicea înțeleptul în Eclesiastul 10:20. Ci din potrivă să ne silim să binecuvântăm, rămânând sub binecuvântare și dorindu-i pe toți alături de noi în moștenirea binecuvântării. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.